eu sunt țigan și o afirm cu tărie și sunt foarte mândru. Și acest proiect este vorba de o întâlnire între culturile din Est și din Vest, după cum am înțeles eu. Și îmi face mare plăcere să mă regăsesc din nou în țară, în București, pentru că nu este pentru prima dată când am venit în țară, eu am mai participat și la alte proiecte. Îmi face o deosebită plăcere să fiu cu prietenul meu drag și un mare pianist, Petrica Andrei, pentru care am un respect și o stimă deosebită și care... acum chiar că este foarte dificil pentru mine, de câte ori vin în țară, să nu l-am cu mine. Este un element de bază în proiectele pe care eu le fac în țară și sper în curând și în străinătate să-l pot aduce într-un context cu muzicanți occidentali, să aibă posibilitate și noi să avem posibilitate împreună să ne bucurăm și să își desfășoare talentul și arta lui nemaipomenită. Fiecare dată este o mare, mare bucurie și mare plăcere, în primul rând, să-l reîntâlnesc, să ne întâlnim, mai ales că a fost această perioadă pandemică și de 3 ani nu am putut să ne vedem. Da. Și chiar vorbeam la telefon des și spuneam că abia așteptăm să ne revedem. A dat Dumnezeu să ne vedem, acum este o mare bucurie și plăcere, repet. Și îi mulțumesc pentru că de fiecare dată Florin când vine mă solicită să cântăm împreună și între noi pot să spun, în afară de aspectul muzical în care putem colabora la cel mai, la orice nivel muzical, este și o chimie între noi foarte frumoasă, iar eu atâta pot să spun că îl iubesc. Thank you.
colaborarea mea cu Petrica Andrei în toți acești ani a devenit evidentă și de o profunzime care nu se mai este indiscutabilă. Trebuie să rămânem împreună, cel puțin pentru un anumit timp, și să putem colabora, să dezvoltăm împreună o idee muzicală pe care este o sensibilitate aparte, pentru că el, fiind de aceeași etnie, având o cultură fantastică de muzician care îmbină stilurile, sunt convins că are să fie o încântare, o colaborare mai profundă cu domnul Petrica Andrei. Foarte mare chitarist, care eu l-am adus cu mine din Franța, de la Paris, care îl cheamă Cristian Escude. Un mare muzician care a colaborat cu cei mai mari jazzmeni ai lumii.
În această seară avem doi muzicieni foarte buni din România, Vlad Popescu, baterie, și Adrian Flautistu, contrabas. Și îmi doresc să finalizez și eu un CD-ul de trio la care lucrăm, compoziții proprii și aranjamente ale unor piese, și sperăm ca în această iarnă să putem să terminăm și noi discul. Pescude și pe Niculescu, desigur că îi cunosc. Eu sunt muzicolog, sunt etnolog și știu că îl cunosc pe Pescude din anii 70. Este unul dintre cei, dacă nu cel mai mare ghitarist în viață.